Stimate colege, stimați colegi, în ultimele zile am discutat cu mulți romașcani, iar aceștia, la unison, și-au exprimat dezamăgirea față de ceea ce se întâmplă în țară azi. Sunt dezamăgiți pentru că așteaptă ca cei care ne guvernează să vină cu soluții la actuala criză, dar mai presus de orice, să dea dovadă de responsabilitate și preocupare pentru binele românilor. Dragi colegi, de săptămâni bune am atras atenția cu privire la situația măștilor neconforme. Nu am primit vreun răspuns, dar mai grav este că numărul acestor măști care pun viețile oamenilor în pericol continuă să crească, fără să-i pese cuiva. Avem zeci de producători români de măști conforme, dar statul român îi ignoră. La fel cu situația firmelor românești. Am atras atenția guvernului că mii de firme au trebuit să-și închidă porțile din cauza pandemiei. Cu toate acestea, miniștrii responsabili nu au făcut nimic pentru ele. De săptămâna trecută ne aflăm într-o nouă criză, de data asta una politică, ce ne pune într-o situație ingrată în Europa. Suntem singura țară fără ministru al sănătății, cel care trebuie să gestioneze întreaga situație legată de pandemie. Doar că la noi, cei care au puterea de decizie, se bat între ei pe posturi. Stimați colegi liberali și de la USR Plus, știți că în intervalul 15-18 aprilie, timp în care România nu a avut ministru la sănătate, au murit peste 600 de români? Numărul lor continuă să crească, pentru că responsabilii cu sănătatea, în timp de pandemie, sunt mai preocupați de propriile lor orgolii decât să vină cu soluții. Am cerut, stimați colegi liberali și de la USR Plus, să luați măsuri pentru a combate pandemia. V-am solicitat să creșteți numărul de teste, să introduceți testarea în școli, să scutiți firmele de o parte din taxe în această perioadă dificilă. Nu ați făcut nimic. Domnul Voiculescu, am văzut că a devenit foarte activ după ce nu a mai fost ministru. De ce, stimați colegi, nu a rezolvat problema raportărilor fictive, așa cum le consideră domnul Vlad Voiculescu, în timp ce era ministru? De ce vine acum și ne spune ce nu a mers în minister, dar cât a fost ministru, a încurajat dezastru din sănătate? În aceste momente de criză politică, domnul Iohannis trebuie să iasă din carapacea în care se ascunde și să înceapă să le bage mințile în cap. El este principalul vinovat pentru tot haosul din țară. A vrut guvernul meu? Îl are. În vreme ce PNL și USR Plus se încaieră în guvern, românii nu mai au loc în spitale, oamenii mor din cauza incompetenței celor care guvernează. Câți oameni trebuie să mai moară pentru ca PNL și USR Plus să priceapă că trebuie să guverneze? Stimați guvernanți, românii merită toată grija și atenția din partea celor care au puterea de decizie. Aveți obligația să faceți tot ce e posibil pentru ei, dar să o faceți cu dragoste, cu responsabilitate și cu respect. Vă mulțumesc, deputat PSD de Neamț, Oana Bulai.